Domnul mi-ascultă cererile și Domnul îmi primește rugăciunea, spunea psalmistul. Ce har este să știi că, deși rostești niște cuvinte, este cineva în capătul celălalt care te ascultă. Deci, Domnul prin Deuteronom, prin Moise, chiar dacă ai fi împrăștiat până la marginea pământului, și acolo se va duce Domnul să te caute. Oriunde am fi pe pământul acesta, să știm că Dumnezeu ne aude strigătele și că ne primește rugăciunile. Binecuvântat să fie Domnul, pentru că ne-a lăsat în inimă o astfel de nădejde. Am fost împiedicat de mai multe ori să ajung la dumneavoastră din diferite motive și uitați că astăzi Domnul ne-a dat harul să fim din nou împreună. Trăim o vreme care, dacă o privim din punct de vedere material și firesc, este o vreme extraordinar de prielnică. O vreme de prosperitate. România este o țară în construcție, o țară în Uniunea Europeană, în dezvoltare. Cresc veniturile, cresc posibilitățile. Pe zi ce trece, ni se iscă tot mai multe posibilități să ne aventurăm în lumea aceasta. Privit, repet, din punct de vedere material, trăim o vreme foarte bună. Privit însă din punct de vedere spiritual, din punct de vedere duhovnicesc, prin ochii lui Dumnezeu, trăim asfințitul istoriei. Soarele începe să se asfințească. Azi noapte, soția a visat un vis care a tulburat-o. M-a trezit și pe mine, n-am mai putut să dormim. După aceea am pus la cap vis cu vis. Și în timp ce le frământam așa, mi-au răsunat în minte cuvintele lui Pavel, care spunea la un moment dat prezbiterilor din Efes, pe care îi întâlnise la Milet în drumul lui spre Roma. Zice, numai Duhul Sfânt mă științează din cetate în cetate că mă așteaptă lanțuri și închisoare. Numai Duhul Sfânt, repet, atenție aceste cuvinte, numai Duhul Sfânt mă științează. Numai Duhul este Cel care ne poate prevesti ce urmează să se întâmple. Pentru cei care mai au urechi să le audă, pentru cei care mai au ochi să vadă din punct de vedere duhovnicesc, trăim vremurile din urmă, vremurile sfârșitului. Toate din jurul nostru vorbesc despre asta. Dumnezeu înștiințează prin prorocii lui că urmează aceste vremuri, că se apropie de noi zilele acestea din urmă. Și în aceste vremuri, iată, Dumnezeu ne cheamă să fim o mărturie. Vreau să am în această după masă un cuvânt pentru cei care s-au botezat. Am auzit că între timp a avut loc un botez în Noul Testament, dar l-aș fi vrut să ajung înainte de botez. Chiar dacă între timp biserica s-a înmulțit cu noi membri care au încheiat legământ cu Dumnezeu, vreau să am un cuvânt în mod special pentru ei, dar adevărul lui Dumnezeu sunt valabile pentru toți credincioșii, ele sunt eterne, atemporale. Adevărul nu are termen de valabilitate, nici de aplicație. Adevărul este veșnic și se potrivește mai bine decât orice medicament la toate bolile. De aceea, în această dupămasă, vă invit să ne uităm la textul care a fost citit și aș vrea să vă îndemn, iubiți frați, noi, proaspeți, candidați ai împărăției lui Dumnezeu, cei care purtați numele de copil al lui Dumnezeu, să vă îndemn la ceea ce spunea apostolul Pavel la un moment dat în Corinteni, în 1 Corinteni, capitolul 9. Zice el, luptați în așa fel încât să câștigați premiul. Ne-am înrolat într-o luptă, într-o alergare. Dar de ce apostolul, nu știți că deși mulți aleargă, numai unul capătă premiul? Nu toți cei care au pornit în alergare vor câștiga premiul. De aceea, în această dupămasă, vă invit să vă uitați la textul care l-am citit și să observați că aici avem de-a face cu un grup, un nor de martori, cum zice mai departe în capitolul 12. Un grup de oameni despre care Dumnezeu scrie Biblia că i-a lăudat. Toți aceștia, măcar că au fost lăudați pentru credința lor,
n-au primit ce le fusese făgăduit. Un grup de oameni lăudați de Dumnezeu. Ei, de fapt, primesc probabil cea mai mare laudă pe care o dă Dumnezeu în Scriptură. Versetul 38. Ei de care lumea nu era vrednică. Oameni pe care lumea asta nu i-a meritat. Au trăit pe pământul acesta, zice Dumnezeu și Apostolul, un grup de oameni, un număr de oameni care, pe care lumea nu i-a meritat, de care lumea nu a fost vrednică. Nu știu ce ați vrea, iubiți frați, tineri, bărbați, femei, chiar și copii, să se scrie, să se poată scrie într-o zi pe crucea mormântului nostru. Mi-aduc aminte că pe crucea unui cuplu, unei familii, erau scrise următoarele cuvinte. Ea a murit din cauza lucrurilor. El a murit procurându-i-le. Asta a fost viața lor. Au trăit și au acumulat mult în viață, dar împreună cu el au murit. Iar el a murit lucrând ca să le poată aibă, avea. Asta a fost viața lor. Sub acest ideal au putut să încadreze oamenii la sfârșit viața acestei familii. Oare ce se va putea scrie într-o zi pe mormântul nostru? Că vom muri mai devreme sau mai târziu, nu știm când. Eu unul aș vrea să se poată spune ce s-a spus despre ăștia. Oameni de care lumea nu era vrednică. Și asta a zis-o Dumnezeu. Dumnezeu la sfârșitul vieții lor a spus Avram, Noe, Abel, că cu el începe. Abel, Noe, Avram, Isara, Iacov, Isaac, Iacov, Iosif, Moise și toți ceilalți, când nu mi-ajunge vremea, zice apostolul, se număr, sunteți niște oameni pe care pământul ăsta nu i-a meritat. Vrednici de lauda lui Dumnezeu, știți că Dumnezeu nu împarte slava cu nimeni și totuși uitați-vă aici, că Dumnezeu apreciază credința acestor bărbați și îi laudă în istoria biblică și îi dă de model. Pe ce loc veți încheia alergarea vieții voastre de credință? Mă adresez în mod deosebit celor ce au început crearea cu Dumnezeu. Voi aveți șanse mai mari ca noi. Ne avem deja înfrângeri, ne avem gropi în care am căzut. Noi ne-am acumulat cicatrici în viața noastră. Voi porniți cu șanse mai mari ca noi. Ați pornit cu carne albe. Aș vrea să fiți și voi prinși de acest ideal care ne este recomandat în seara aceasta, de dorința aceasta ca într-o zi să obțineți laudă din partea lui Dumnezeu, singurul care nu poate fi mințit de aparențe, de formalități, ci acela care privește în profunzime ființele umane. Vreau să știți că deși suntem mulți creștini, România este numărul unu în lume la numărul de credincioși protestanți, neoprotestanți, raportat la numărul de locuitori. Suntem cei mai mulți, penticostali, baptiști, adventiști, din toată lumea, pe cap de locuitori. Avem biserici uriașe, numeroase, mai ales în zona de vest. Dacă vă uitați pe harta cultului nostru, veți vedea cât de dese sunt adunările. Și totuși, să știți, că sunt puțini dintre cei care se pot încadra în aceste cuvinte, ei de care lumea n-a fost vrednică. Avem teologi, poate chiar și de talie internațională, avem biserici mari, avem coruri care cântă și pot să dea concerte, să concureze cu corurile clasice din lume. Avem dirijori foarte pregătiți, dar avem puțini astfel de oameni. Zicea Domnul prin profetul Isaia în capitolul 13, versetul 11 și 12. Voi pedepsi, zice Domnul, voi pedepsi lumea pentru răutatea ei și pe cei răi pentru nelegiuirile lor. Voi face să înceteze mândria celor trufași și voi dobărâ semeția celor asupritori. Versetul 12.
voi face pe oameni mai rari decât aurul curat și mai scumpi decât aurul din Ofir. Va veni o vreme în care vor rămâne doar oamenii rari. Vrei să te numeri printre ei? Ce obiective te mână în viață? Ce te împinge? Spre ce alergi? Știu că inima tinerilor este o inimă foarte sensibilă spre idealuri. Noi cei care am trecut deja prin mari înfrângeri și dezamăgiri în viață, în general nu ne mai încălzim așa de ușor de propuneri. Dar unui tânăr, mi-aduc aminte de perioada adolescenței mele, când începusem deja, de exemplu, să iei o notă bună la o anumită materie și îndată te vedeai cel mai deștept și gândeai că o să poți face performanță în domeniul ăla. Dacă spunea cineva, tu o să poți ajunge ceva, imediat simțeai că plutești prin viață. Inima tinerilor este o inimă care se prinde ușor de idealuri. Care sunt idealurile care te trag prin viață? Îți dorești, iubit frate și soră, iubit tânăr care ai pornit pe calea Domnului, îți dorești într-o zi Dumnezeu să poată să te laude pentru credința ta? Mai ales că trăim într-o vreme foarte, foarte grea. Dimineața fusesem, spuneam că sunt foarte obosit, poate că nu o să predic foarte mult în seara asta. A fost dimineața într-o misiune mai departe. Eram cu doi dintre copilașii mei și am început pe drum să folosesc timpul acesta, cum zicea Domnul în Deuteronom, să vorbești despre legile Domnului când ești la câmp, când ești acasă, când vei fi în călătorie. Și le spuneam că avem de-a face cu un dușman foarte șiret, foarte viclean. El, ca să se deghizeze și să te poată câștiga, îți va oferi prietenia lui, îți va oferi lucruri atrăgătoare. Povestea soția că visase că în partea din fața drumului pe care mergeam ne așteptau niște oameni răi. Știa că urma martirajul și ceva în ea îi spunea, un glas din partea Domnului: de ce ți-e frică? Știi că asta va fi scurs și după aceea te întâlnești cu Domnul. Treci din moarte la viață, cum zicea Domnul. Vorba apostolului Pavel, a așteptat cu bucurie ca să fie turnat ca o jertfă de băutură peste credință. Așa au plătit și sfinții din istorie. Dar alături se vedea un câmp foarte verde și frumos și bogat. Și a zis, hai să ne abatem pe aici, trecem de oameni ăștia și după aia revenim la călare. Ce șmecher este diavolul. Și ne-am abătut din drum. Numai că mergând puțin pe noul drum, pe câmp, iarba a devenit tot mai rară, tot mai rară, după aceea era uscată și pustie. Și a început să ne se facă sete și nu era apă nicăieri. Și am ajuns la un palat în care credeam că vom găsi apă. Și după ce am intrat, ne-am dat seama că de fapt acel palat era păzit de un balaur, diavolului, și era plin de oameni însetați. Zicea Domnul prin profetul Vechiului Testament, voi aduce sete, dar nu de apă, și foame, dar nu de pâine. Se vor topi de sete flăcăii și fetele frumoase. Voi alerga atunci de la o margine la alta a pământului să audă un cuvânt al Domnului și nu-l vor mai auzi. Și astea sunt vremurile spre care ne îndreptăm și ne apropiem. Dar diavolul este foarte șiret. Îți oferă ceva frumos, o altă alternativă. Și cu un astfel de vrăjmaș avem de luptat. Și suntem chemați, în primul rând, să pornim cu o hotărâre fermă. Îmi doresc să poată să zică Dumnezeu despre mine că am fost un om pe care lumea nu l-a meritat. Haideți să ne uităm la oamenii aceștia din Sfânta Scriptură și să vedem, din câteva experiențe de viață, ce i-a caracterizat pe oamenii ăștia. Ce a făcut din oamenii aceștia oameni atât de speciali, oameni atât de rari, oameni atât de valoroși, de scumpi, cum zicea Domnul Isaia, ca și aurul din Ofir, mai scump decât aurul curat și mai rar decât aurul din Ofir. În primul rând, am sesizat citind de viața lor, atât cât este exprimat aici în capitolul 11 din Evrei, cât și din istoria biblică. Și am observat că oamenii aceștia au fost purtați
de o mentalitate diferită de societatea lor. Hai să vă dau exemplu pe David. Citim în 1 Samuel, în capitolul 24. David fugea atunci de Saul, ajunge în peștera din Enghedi, unde știți că Saul intră să se odihnească. David refuză să pună mâna pe Saul, dar merge și taie colțul hainei. După ce Saul părăsește peștera și se îndepărtează la o anumită depărtare de peșteră, David iasă din peșteră, strigă după el și Saul se întoarce surprins, cine îl strigă? Și îți dă seama că este David. Și David îi flutură colțul hainei. Și Saul zice, tu ești fiul meu, David? Și David îi zice, uite-te aici, de ce asculți tu pe cei care spun că David îți vrea moartea? Ai fost în mâinile mele în peșteră, dar nu m-am atins de tine. Ți-am tăiat doar colțul hainei, ca să vezi că am putut să-ți tai capul, dar n-am făcut-o. Și aici, versetul 17, capitolul 24 din 1 Samuel, Saul recunoaște și zice lui David, tu ești mai bun decât mine, căci tu mi-ai făcut bine, iar eu ți-am făcut rău. Tu ți-arată azi bunătatea cu care te porți față de mine, căci Domnul mă dăduse în mâinile tale și nu m-ai omorât. Și acum versetul 19, întreabă Saul, dacă întâlnește cineva pe vrăjmașul lui, îl lasă oare să-și urmeze drumul înainte? Răspunsul este evident, nu! Domnul să-ți răsplătească pentru ce mi-ai făcut în ziua aceasta. Adică vrea să zică Saul, David, tu nu te-ai purtat cum era normal cu mine. Ce mentalitate te poartă, David? Pentru că nu te porți așa cum s-ar purta un om obișnuit. Oamenii care lumea nu-i merită, oamenii care primesc laudă de la Dumnezeu, sunt purtați prin lumea aceasta de o mentalitate ciudată. La un moment dat când Domnul Iisus Hristos vorbea lui Petru și spunea, știi că urmează să mă duc la Golgota, să fiu dat în mâinile oamenilor, să fiu batjocorit de oameni. Ce să te ferească Dumnezeu să ți se întâmple așa ceva? Și Domnul zice, auzi Petre, gândurile tale sunt gândurile oamenilor. Tu ești purtat de aceeași mentalitate de care este purtată toată lumea. Omul pe care vreau să îl fac din tine trebuie să aibă un alt fel de gândire. Aștept ziua când te vei întoarce la Dumnezeu. Dragi frați și surori, tineri care ați intrat în apa botezului și care ați încheiat legământ cu Dumnezeu, ce mentalitate vă poartă prin lumea aceasta? La toți oamenii lui Dumnezeu din Sfânta Scriptură am găsit această diferență uriașă de gândire față de societatea în care au trăit. Noe spune Biblia că a osândit lumea în care trăia prin arca pe care au construit-o. Așa încât oamenii când îl vedeau pe Noe, ce stă un pic, omul ăsta gândește altfel. Păi, îți faci corabie, pentru ce? N-are nicio logică. Am o altfel de gândire, am o altfel de mentalitate. Avram refuz să-mi facă o casă. Stau în corturi. Știți că erau case pe vremea aceea. Lot a mers și a locuit în casă. Isaac a locuit în corturi. Iacov a locuit în corturi. Toți aceștia au locuit în corturi. De ce? Spune în Evrei 11, versetul 14, mi se pare. Ca să arate de slușit că sunt în căutarea unei patrii. Ca să arate clar că ei sunt purtați de o altă mentalitate. Vedeți, zilnic trăim între oameni care au un anumit mod de gândire. Nu o să insist foarte mult, cu asta de fapt am început studiul nostru, cu modul de gândire și de judecată. Dar simt nevoia de a vorbi despre mentalitățile care poartă, pentru că chiar și noi credincioșii suntem așa de pestiți în modul în care înțelegem lucrurile. Așa de mult am împrumutat din mentalitățile lumii și credem că vom ajunge în împărăția lui Dumnezeu cu un fel lumesc de gândire. Zicea apostolul Pavel, cine este duhovnicesc, cine îl are Duhul lui Dumnezeu, acela are și gândirea lui Dumnezeu. Oamenii care vor să dobândească un loc
decis în ochii lui Dumnezeu. Laudă din partea Creatorului trebuie să dobândească aceeași mentalitate cu sfinții, cu norul acesta de martori de aici. Uitați-vă la textul din Evrei. Zice Biblia despre Moise, când i s-a oferit locul de cinste, de a fi numit fiul fiicei lui Faraon, n-a vrut să primească asta. Când i s-au oferit plăcerile de o clipă ale păcatului, n-a vrut să se bucure de ele. Când i s-au oferit bogățiile Egiptului, n-a vrut. De ce? Avea Moise un fel de a gândi diferit. Mai târziu citeam în versetul 35, femeile și-au primit înapoi pe morții lor în viață unii ca să dobândească o înviere mai bună, n-au vrut să primească izbăvirea care se dădea și au fost chinuiți, au refuzat, s-au împotrivit. Pentru că aveau un alt fel de gândire. Haideți să vorbim mai practic acum. Cât că e vreo două luni de zile când în cancelare funcționa televizorul și ascultam, era o femeie, o vedetă a țării noastre, undeva la vârsta de 17 ani, câștigase festivalul de muzică de la Mamaia. Și o vedetă în istoria noastră. Era o femeie care s-a realizat din punct de vedere uman. Și acum deja era în vârstă, pe vremea lui Ceaușescu câștigase această onoare. Și a fost îndemnată, întrebată de reporter, ce sfătuiește ea, ce sfătuiește ea pe tinerile fete din generația de astăzi, din România? Și a zis, ziceam următoarele sfaturi, să nu se căsătorească de vreme și să nu depindă de nimeni, să încerce să fie cât mai independente, să nu fie sub papul cu bărbatului. Asta sunt mentalitățile lumii. Și acum vă citesc ceea ce zicea Apostolul Pavel. În 1 Timotei, capitolul 5. Versetul 14. Vreau dar ca văduvele tinerile să se mărite și să aibă prunci, să aibă copii, să fie gospodine, măi Pavel. Chiar ești absurd. Lumea zice să trăiești o viață ușoară, să eviți greutățile. Tu le spui să se căsătorească, să aibă necazuri, să facă prunci. Gândiți-vă la capitolul naștere de copii. Lumea ne îndeamnă, faceți unul, doi copii. Evitați greutățile. Știți cine rău ce poate da peste pământ? Solomon zice, împarte-ți pâinea șapte, chiar în opt. Că v-am mai zis, când m-am căsătorit, până m-am căsătorit, împărțeam salariul doar cu mine însumi. Îmi proiectam singur bugetul și știam, uite, pot să-mi cumpăr asta, pot să-mi cumpăr asta. M-am căsătorit, a venit copilul, am început să împărțim în trei, am mai venit următorul, am început să împărțim în patru, am venit următorul, am început să împărțim în cinci, am venit următorul, împărțim în șase, așteptăm pe următorul, împărțim în șapte. Am mai fost vreo trei pierderi, împărțeam în zece acum. Împarte, în șapte și în opt, vin nenorociri. Tocmai de aia. Dragii mei, frați și surori, nu poți să ajungi să trăiești în lumea de astăzi cum vrea Dumnezeu, așa încât să obții lauda lui Dumnezeu pentru credința ta, decât dacă obții modul de gândire a lui Dumnezeu din Scriptură, nu hrănit din societate. Haideți să ne gândim puțin acum la cele două exemple care vi le-am dat. Ce se cultivă după primul sfat dat de femeia din lume? Să nu se mărite de vreme și să fie cât mai dependente, adică să-și facă cariera lor proprie, să nu aibă prunci de vreme și să aibă salariul lor propriu. Știți că trăim o societate în care femeia este emancipată. O zvârcorire a diavolului din vremurile din urmă. Știți ce a adus emanciparea femeii? Toată stricăciunea aceasta strigătoare la cer căreia Dumnezeu este nevoit să-i pună capăt în curând, să știți că nu va mai răbda Dumnezeu mult aceste păcate strigătoare la cer. Știți, Biblia spune că atunci când păcatele își ating culmea, Dumnezeu intervine. I-a spus Dumnezeu lui Moise să știi că nu intervine asupra lui Amalek pentru că păcatele sale încă nu și-a atins culmea. Dar când păcatele ating culmea,
i se termină răbdarea lui Dumnezeu. Astăzi încă este perioada îndelungii răbdări, dar dă semne că ea se apropie de sfârșit. Primul sfat, cultivă de fapt iubirea de sine. Ai grijă de tine, du-o viață ușoară, iubește-te pe tine, investește în tine însuți, caută să fii tu cât mai împlinit, să te faci pe tine fericit. Cultivă poftele firii, pentru că împreună cu gândirările acestea ale firii pământești, zice Apostolul Pavel, că noi trezim poftele firii pământești. Naște curvia și adulterul. Eram într-o biserică în Europa și prezbiterul îmi spunea de o statistică care s-a făcut pe tinerii protestanți din biserice protestante și spunea cu durere și șoc faptul că un procent extraordinar de mare dintre tineri se masturbează. Trăim o vreme în care tinerii se hrănesc cu pornografie. Trăim astfel de vreme și spunea, ce sfaturi avem? I-am spus, primul sfat este să le spunem tinerilor ce zicea Apostolul Pavel, să se căsătorească, să se căsătorească repede. Societatea ne învață să împingem căsătoria. Stai să mă duc să lucrez, să fac școală, să-mi dau doctoratul, după aceea să am casă, să am așa și după aceea mă căsătoresc. După ce te-ai încărcat de păcate și de vinovății și după ce ți-ai dobândit o mentalitate tot mai firească, după aia să te însori. Zice Apostolul Pavel, nu, să se căsătorească. Psalmul 127, fiii făcuți la tinerețe, adică ce zice psalmistul aici, Solomon, înțeleptul? Tinerilor leșa de bine să aibă prunci. Un tânăr fără copii este ca un războinic fără săgeți. M-am căsătorit la aproape 25 de ani. Dar din punct de vedere al bătăliilor duhovnicești, îmi pare rău că nu m-am căsătorit mai devreme. E adevărat că sunt probleme și necazuri, zi de zi. O copii, viața este grea. Dar vreau să vă priviți acum ce se cultivă după sfatul apostolului Pavel. Prima am văzut, naște iubirea de sine cu toate relele pe care le aduce eu odată cu ea. Cealalt sfat al apostolului este să se căsătorească, să aibă copii. Păi când ai prunci, nu-ți mai permiți să umbli cum vrei, să faci ce vrei. Îți dai seama că tragi după tine o întreagă familie. Când ajung copiii în spital, mă întreb până întotdeauna, Doamne, oare ce-am păcătuit? Ce-am greșit? De ce este așa? Știți că așa au făcut și Sfinții din Scriptură și Apostolul și David. Și oamenii lui Dumnezeu, când au fost cineva bolnav, aveau mers să întrebe pe Domnul ce se întâmplă. Când a venit foame, ce se întâmplă, de ce? Și îți dai seama că alegerile tale vor avea consecințe asupra copiilor tăi. Că zice în proverbe că cine viețuiește neprănire va lăsa copii fericiți, ferice de copiii lui după el, spune Solomon în proverbe. Adică fericirea copilașilor mei depinde de pocăință, starea mea de pocăință sau de nefericirea lor depinde de nepocăința mea. Creșterea copiilor și viața de familie implică foarte multă răstignire de sine. Nu se poate să viețuiești în familie așa cum își cere Dumnezeu dacă nu te răstignești pe tine. Îți cere foarte mult sacrificiu de tine. Îți cere foarte multă renunțare, foarte multă răbdare, foarte multe iertări. De câte ori nu trebuie să răbzi, să ierți, să ierți, să ierți. Povestea odată o bătrânică avea undeva la 100 de ani, 100, cât că 105 ani. Erau după 80 și ceva de ani de căsătorie. Și au întrebat-o nepoții cum a reușit să-l suporte pe bunicul 80 și ceva de ani și să nu se despartă de el și să fie fericiți împreună. Și ea i-a zis, a dat răspuns, zice, i-am promis de la început că o să-l iert de 10 păcate. Și ce nepoata, care sunt cele 10? Știi ce? Nu le-am numărat niciodată. În familie ți se cere să ierți, să ierți, să ierți, să uiți.
cine uită, acoperă o greșeală, caută dragoste. Și cultivă caracterul lui Dumnezeu. Acum vreau să vă spun, iubiți tineri care porniți în viață, nu poți să ajungi să dobândești caracterul lui Dumnezeu ascultând de mentalitățile lumii și ale diavolului. Nu poți să primești lauda de la Dumnezeu dacă nu te obișnuiești să gândești așa cum au gândit sfinții lui Dumnezeu. De aceea sunt îndemnat mereu să mă apropii de Sfintele Scripturi, să mă uit la norul acesta de martori, să văd cum au gândit ei, ca să dobândesc aceeași mentalitate cu a lor. Înainte să mă căsătoresc, citisem o carte despre copii. Mă interesa. Era perioada în care îmi cristalizam și eu concepția despre nașterea de copii, despre viața de familie. Un capitol foarte sensibil, la care învățăturile, cum spuneam, sunt așa de împărțite. Și unii vorbesc cu foarte multă autoritate, nedându-se seama că vorbesc despre viață. Cel mai scump lucru din univers e viața. Dumnezeu s-a așezat pe sine în slujba vieții. Dumnezeu susține și întreține viața și ne-a făcut părtași pe noi la viață. Ne-a dat dreptul acesta să aducem viață pe planeta Pământ. Și întreba odată John Dobson, acest psihiatru, psiholog creștin din America, cine ne dă nouă dreptul să decidem asupra generațiilor viitoare? Dumnezeu n-a dat niciodată dreptul omului să stabilească numărul generației, persoană din generația următoare. Asta este responsabilitatea lui Dumnezeu. Este interesant, odată la radio creștin, ascultasem un interviu, întreba reporterul dacă oamenii consideră că este normal ca părinții să aleagă sexul copilului. Știți că este posibilitatea aceasta să decide părinții dacă vor să aibă băiat sau fată. Și medicul te învață ce trebuie să faci dacă vrei să ai fată sau dacă vrei să ai băiat. Și toți oamenii care au răspuns la interviul acesta, la întrebarea aceasta, am fost marcat de faptul că au zis, nu este normal ca noi să intervenim la acest capitol, ăsta e dreptul lui Dumnezeu. Dar acum, răspândind logica, lumea nu s-a stricat încă atât de mult încât aici se consideră că au dreptul să intervină. Cine a dat nouă dreptul să decidem câți copii să avem? Și cum ziceam, când m-am căsătorit, înainte să mă căsătoresc, am pus mâna pe o carte și autorul acelei cărți sublinia faptul că atunci când Dumnezeu l-a așezat pe om pe pământ, i-a dat sarcina aceasta să crească, să se mulțească, să umple pământul. Cu scopul ultim al lui Dumnezeu, ca omul pe care l-a creat să semene cu Dumnezeu. Și spunea acest autor al cărții, Dumnezeu niciodată când dă o însărcinare omului și face vreo chemare omului, acea chemare nu se va contrazice cu dorința inițială a lui Dumnezeu ca omul să semene cu el. Să dobândească chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Orice ofertă vei avea în viață și o vei considera binecuvântare de la Dumnezeu, dacă stai și judeci și îți dai seama că urmând acea chemare, ți-ar știlbi chipul lui Dumnezeu din viața ta, să nu o confunzi cu chemarea lui Dumnezeu niciodată. Dumnezeu nu te va chema niciodată la ceva care știrbește chipul lui Dumnezeu în tine. Nu o confundați cu binecuvântarea lui Dumnezeu. Dumnezeu întotdeauna când cheamă la ceva și pune o sarcină asupra unui om, acea sarcină nu face altceva decât să-l ajute în a dobândi chipul lui Dumnezeu. Când Dumnezeu a pedepsit pe om, pe femeie, dându-i dureri la naștere, nu a îndepărtat-o de chipul lui Dumnezeu, ci a apropiat-o, spunând că astfel dorințele ei se vor ține după bărbat, a unit mai mult legătura familiei. Când Dumnezeu a dat bărbatului ca pedeapsă munca, pe Dumnezeu nu l-a îndepărtat pe om prin muncă de dobândirea chipului lui Dumnezeu, ci tocmai prin muncă, prin exersarea aceasta a responsabilității, a creativității, noi dobândim chipul lui Dumnezeu. Și spunea acel autor de carte, copiii te vor putea împiedica să ajungi cineva în societate, să-ți faci carieră, te vor putea împiedica să ajungi bogat, te vor putea împiedica să te distrezi, să fii liber, nu mai poți să pleci. Soția mea e mult însărcinată, copiii sunt mici, unul e bolnav, nu poți să mergi în concediu. Chiar dacă îți programezi la un moment să pleci, atunci se îmbolnăvește un copil, atunci soția nu se simte bine. Te va închide într-un univers mai restrâns. Nu te va lăsa să te distrezi. Dar, niciodată, chemarea lui Dumnezeu de a face copii
de a crește prunci, nu te va împiedica să dobândești chipul lui Dumnezeu. Niciuna dintre sarcinile lui Dumnezeu pe care le-a pus peste noi nu ne împiedică să dobândim chipul lui Dumnezeu, ci dimpotrivă, atunci când copilașii mei mă supără, mi se dă ocazia să manifest chipul lui Dumnezeu, să-mi dau seama cât de slab sunt, cât de lipsit de răbdare sunt, când mă nervez. Și vorbeam dimineața, fiind o binecuvântare de copii, vorbeam dimineața de un moment din viața mea în care am pedepsit un copil de-al meu fiind foarte supărat, foarte nervos, l-am bătut. Și după ce m-am potolit, soția m-a luat deoparte și mi-a zis: știi că l-ai bătut degeaba? Copilul ăsta n-a fost vinovat deloc. Eu am fost martor la toate scenele despre care tu aveai cunoștință în parte și după care ai tras concluzia că el este vinovat. Și vreau să spun, uite așa, asta lucrurile. Și când mi l-a deschis, m-am topit în mine însumi, niciodată cât nu m-am simțit așa de vinovat ca și atunci. Și mi-am dat seama cât de lipsit de răbdare sunt, cât de arogant sunt în modul în care raționez și judec. Dar dacă nu te căsătorești și dacă nu faci prunci, nu dai de astea. Zicea cineva, cel mai sigur mod de a deveni smerit în privința propriilor tale virtuți este să te căsătorești și să faci copii. Acolo când ai prunci lângă tine și trebuie să-i rapsi, trebuie să-i ierți, trebuie să-i educi, trebuie să-i înveți, acolo ți se dezvoltă chipul lui Dumnezeu. Acolo începi să semeni cu Dumnezeu. Acolo poți și ai ocazia să-ți dai seama ce nu seamănă cu Dumnezeu în tine. De aceea, repet, când mă uit la oamenii aceștia din Sfânta Scriptură, îmi dau seama că oamenii aceștia au fost purtați de o altă mentalitate decât oamenii din societatea lor. Și vreau să știți, dragi tineri, că până când nu dobândim un fel de gândire al oamenilor din Biblie, nu putem să dobândim această cinste. Va veni o zi în care zice Biblia că Dumnezeu va scoate la lumină lucrurile ascunse ale oamenilor. Atunci doar fiecare își va primi lauda de la Dumnezeu. Astăzi ne lăudăm. Ce frumos ai predicat! Ce predicator! Ce bine cunoști Sfintele Scripturi! Ce frumos cântă sora respectivă! Ce familie frumoasă are fratele respectiv! Ce om darnic este respectiv, ce om harnic este cu tare, ce om pocăit cu tare, e nelipsit de la biserică. Dar vine o zi în care Dumnezeu va scoate din comorile ascunse ale vieții noastre lucruri pe care nu le știe nimeni, pe care le știm noi și Dumnezeu. Și atunci te întreb, ce vei primi de la Dumnezeu? Laudă sau mustrare? Ne va lăuda Dumnezeu în ziua aceea. Va zice, a trăit în lumea aceasta ca niște oameni pe care lumea nu i-a meritat. Nu mai insist asupra acestui punct, dar vreau să știți că această mentalitate, care, cum ziceam, a fost diferită la ucenici, amintiți-vă ce zicea Domnul, oamenii fac așa, voi să nu faceți așa. Neamurile fac așa, voi să nu faceți așa. E normal ca oamenii să se comporte așa, nu e normal ca voi să vă purtați așa. Adică totdeauna, între credincioși, între oameni născuți din nou și lume, a fost o diferență de gândire evidentă. Oamenii au fost marcați, au văzut asta, au citit, că așa zice Biblia, că au arătat deslușit faptul ăsta. Mă tem că în generația noastră în care am spus s-au adunat în bisericile noastre o mulțime, o masă imensă de credincioși, oamenii din lume nu mai văd diferență. Dar care e diferență? Dar când intri într-un mediu și auzi, vine al cincilea copil. Oh! Ești normal? Păi dar tu nu te gândești. Dintr-o dată ți se deschide un subiect de discuție și dintr-o dată oamenii văd că tu ai ceva, un fel de a gândi diferit pe care ei nu-l au. Și ai fost primul lucru care i-a șocat pe oameni. Voi ce lucruri neobișnuit faceți? Prin ce-i surprinde societatea noastră? Toți oamenii aceștia din Scriptură au fost niște propovăduitori, niște mărturisitori în societatea lor, așa încât oamenii din jur au văzut deslușit ceva. Avram, de ce refuz să locuiești în casă?
pentru că vreau să arat, vreau lumea din jur să vadă că eu mă mut din loc în loc. Semn că-ți caut o cetate cerească, o patrie mai bună. Această mentalitate, cum am zis, s-a evidențiat în caracterul pe care l-au dobândit oamenii aceștia. N-a fost doar formă de gândire. Rezultatul este un caracter pe care l-au dobândit oamenii aceștia. Vreau să știți că caracterul este cel mai scump lucru la un om. E lucru pe care îl prețuiește Dumnezeu cel mai mult la un om. Caracter, în caracter înțeleg și adunăm suma tuturor motivațiilor, acțiunilor noastre. Aici vorbim de răbdare, de credincioșie, de bunătate, de blândețe, de smerenie și modestie. Toate astea însumează ceea ce numim noi caracterul oamenilor. Dacă ai o mentalitate bună și curată, asta te va duce spre dobândirea unui caracter. Uitați-vă la oamenii aceștia din Sfântele Scripturi, la David, deja am amintit. A avut dușmanul în față, nu mă ating de el. Au fost oameni care au refuzat să vorbească atunci când cuvintele lor ar fi primejduit pe cineva. Există momente în viață când într-un cuvânt poate să atârne viața altora. Când viața unui om valorează cât cuvintele tale, acolo ți se vede valoarea ta, în cuvintele tale. Spuneam o dată tinerilor, Biblia spune în proverbe că cine vorbește în chip ușurat îi grănește ca străpungerea unei săbii. După aia poți să spui că ai vrut doar să glumești după ce ai făcut rana, dar ești tu nebun atunci. Și le spuneam, dovada că nu vorbești ușuratic este că ai în patrimoniul memoriei tale lucruri despre care nu vorbești. Există lucruri despre care nu vorbești? Noi suntem tentați ca ființe umane să împărtășim secrete. Spuneam cred că unui om este foarte greu să își administreze. Sunt cele mai grele trei lucruri pentru un om. Să administreze corect timpul liber, să rabde o nedreptate și să păstreze un secret. Nu există lucruri mai grele pentru un om decât să știe să folosească corect timpul liber, să rabde o nedreptate și să păstreze un secret. Chiar recent cineva mi-a încredințat un secret și m-am bucurat pe de o parte că mi-o oferă onoarea și încrederea știind că nu-l voi divulga. Să poți să taci. Spunea Wurmbrand la un moment dat că găzduise niște fete nemțoaice în timpul celui de-al doilea război mondial, când România trecuse de partea rușilor și nemții erau prigoniți în România. El, care era evreu, familia soției sale a fost nimicită în Holocaust. A rămas doar ea. Când au întâlnit aceste fete care aveau nevoie de ajutor, le-a găzduit în apartamentul său. Cineva i-a părât. Au venit un ofițer cu câțiva soldați să viziteze locuința, aflând informația asta că găzduiește niște fete de origine germană. Fratele nostru și-a dat seama că de el depinde în momentul acela viața acelor fete. A ieșit la ofițer, i-a cerut bilet din ofițerul, a dat. Și a zis informația pe care o are și că a venit să-i percheziționeze casă. Și vreun a spus atunci următoarele cuvinte. Domnule, dumneavoastră, știți cine sunt eu? Da, Wurmbrand, ești neamț. Domnule, eu sunt evreu. Nu numai atâta, familia soției mele a fost măcelărită de nemți în Holocaust. Voi credeți că aș putea găzdui eu pe nemți? Cere să uite la noțiunitate, într-adevăr, evreu. Se uite la el și zice, domnule, mă scuzați, cred că am greșit, îi dă buletinul și pleacă. N-a mințit. A dovedit caracter. Spune el, când a ajuns în închisoare, a fost bătut crunt, dar dacă el își deschidea gura, zicea el, jumătate din biserica a doua zi era cu mine în închisoare. Să poți să taci, chiar sub presiuni,
înseamnă să fii un om de caracter. Îi zice Domnul îngerului, îngerul îi zice lui Daniel, din partea Domnului, Daniele, tu ești un om prea iubit și scump, pentru că a dovedit caracter acolo în împrejurările în care a trăit el. Nu ne închinăm, nu ne spurcăm cu bucatele alese ale împăratului. Spune în cartea Proverbelor și vă rog să luați aminte la aceste cuvinte ale lui Solomon, Proverbe 28, versetul 18. Cine umblă în neprionire găsește mântuirea, dar cine umblă pe două căi strâmbe cade într-o groapă. Cine se joacă cu caracterul său, cine își permite să umble pe cărări strâmbe. Zice Solomon, să știți, undeva în drumul lor este o groapă. Nu știm unde, dar cine umblă pe două cărări va cădea în groapa respectivă. Spunea un frate, ce har este pentru cei care umblă pe asemenea cărări să aibă groapa totuși aproape. Dacă această groapă este undeva departe în timp, dacă cazi aproape, imediat după ce ai început, cărările strâmbe, mai ai încă har și șansă să te mai ridici. Mai poate încă timp de pocăință. Dar s-au întâmplat în istoria biblică și în istoria modernă, istoria bisericii de astăzi, oameni care au căzut în groapa asta doar spre bătrânețe și n-au mai putut să iasă. Dragii mei, să știți că sunt multe lucruri care le prețuim noi. Toată lumea dorește să trăiască bine și vrem să avem bani. Și nu e rău să avem cele necesare. Ne dorim să fim cinstiți și respectați de societate, să fim cineva în lume. Oamenii să ne privească și zică, da, domnule, ăla e un om valoros. Dar să știți că cele mai mari comori sunt comorile care le dobândești prin caracter. Un om care este cinstit, un om care nu minte, un om care nu fură, un om care nu înșală, un om a cărui cuvânt este cuvânt. Zicea Iov la un moment dat în cartea sa și era scandalizat acest bărbat în Iov, în capitolul 31, unde își exprimă el caracterul. De mi s-a abătut pasul de pe calea cea dreaptă, de mi-a urmat inima ochii, dacă mi-a fost amăgită inima de vreo femeie, dacă am nesocotit dreptul slugii mele, cum am purtat cu cei care nu pot să-și apere dreptul? Dacă n-am dat săracilor ce-mi cereau, dacă mi-am mâncat pâinea singur, dacă am văzut pe cei nenorociți ducând lipsă de haine și neavând învelitoare fără ca inima lui să mă fi binecuvântat, dacă mi-am pus încrederea în aur, dacă m-am lăsat inima amăgită în taină de idoli, dacă m-am bucurat de nenorocirea vrășmașilor, atenție ce sensibilitate la Iov, de câte ori nu sorbim cu o anumită împlinire durerea vrășmașilor. Am învățat în experiența vieții mele că niciodată fericirea nu se naște din durerea altuia, că niciodată n-am dreptul să mă bucur de durerea altuia, oricât de vinovat ar fi. Eu care ne-am dat voie limbii mele să păcătuiască, să-i ceară moartea cu blestem, câți dintre cei care s-au botezat a luat hotărârea aceasta? Eu nu dau voie limbii mele să păcătuiască. Eu fac legământ cu ochii mei să nu-mi accentez privirile asupra unui ficioare. Dacă petrecea străinul noapte afară, dacă nu mi-aș fi deschis ușa să intre călător, dacă mi-am ascuns fără de legile, cum facem noi, nemărturisindu-le, și mi-am închis nelegiuirile în sân, pentru că mă temeam de mulțime, pentru că mă temeam de disprețul familiilor, oh, de a-ți găsi pe cineva să mă ascultă. Iar iată apărarea mea iscălită de mine, să-mi răspundă Dumnezeu, și asta era surprinderea lui Iov. Doamne, de ce te comporți așa cu un om care a dovedit un astfel de caracter? Dacă l-aș întâlni, m-aș apropia de el ca un domn. Răspundeam într-o zi unei întrebări din Eclesiastul, capitolul 10. De ce merg voievozii pe jos și merg robii călare?
Așa zicea Eclesiastul acolo. Am văzut că voievozii merg pe jos și robii merg călare. Pentru că este o vreme în care diavolul stăpânește. Este o vreme în care Domnul Puterii Văzduhului acestuia este la cârmă, în care valorile sunt întoarse. Dar vine o vreme a așezării din nou a tuturor lucrurilor. Atunci, în ce poziție mă voi afla? Atunci, ceea ce îmi va lua apărare înaintea lui Dumnezeu va fi caracterul meu. Nu-L va interesa pe Dumnezeu nici câte predici am rostit, nici cât de mult am slujit, nici măcar câte rugăciuni am făcut, nici câte zile de post. Va zice, Alin, ai fost credincios? În cele mai mici lucruri te voi pune peste multe. Ai dovedit răbdare? Cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit. Ați răbdat? Haideți, vă încadați rândul mântuiților mei. Ai dovedit bunătate și credincioșie? Ai trăit în lumea aceasta așa cum ți-a zis Dumnezeu? Asta au dovedit-o oamenii din Evrei 11. Au fost oameni care au dovedit caracter. În al treilea rând, și vreau să mă apropiu de încheiere, am zis că nu voi predica mult, mă mir că am avut atâtea cuvinte de spus. Eu sunt că cuvintele acestea au venit de la Dumnezeu. Sincer, când m-am urcat la amvon, mi-am dat seama că sunt ca băiatul ăla cu 5 pâini și 2 pești. Când mi-a zis fratele că îmi rezerv o oră, uite, Doamne, ce, cu ce aveam în minte, umpleam vreo 15 minute. Din cauza oboselii și a drumului și a căldurii și a nopții nedormite, n-am putut să mă concentrez sau adun gândurile. Dar am sesizat la oamenii aceștia că datorită mentalității și a caracterului pe care l-au dovedit, au fost caracterizați de așteptări. Toți aceștia despre care am citit în această seară așteptau ceva de la Dumnezeu. Oamenii pe care lumea nu-i merită sunt oameni care trăiesc cu anumite așteptări. Toți avem așteptări. Așteptăm să ne căsătorim când suntem feciori. Așteptăm să ne dea Dumnezeu o soție minunată, să ne dea copii frumoși, să ne dea bogății. După ce ne căsătorim, așteptăm ca Dumnezeu să ne aducă alte și alte pliniri. Așteptăm ca biserică, așteptăm eu știu ce vremuri de trezire și de înviorare. Dar ultimele ale așteptări era acestor bărbați ai credinței și femei, că a fost printre ele, și Sara și Rahav. Și ultimele așteptări ale lor, citim în capitolul acesta al credinței, versetul 10. Citeți și versetul 9. Prin credință a venit el și s-a așezat în țara făgăduinței, în Canaan, ca într-o țară care nu era a lui, și a locuit în corturi, ca și Isaac și Iacov, ce ziceam anterior. Au preferat să locuiască în corturi, nu că ar fi păcat să locuiască în casă, dar au vrut să arate de sfârșit societății în care trăiesc că caută ceva. Au locuit în corturi, care, ca și Isaac și Iacov, care erau împreună moștenitori cu el al aceleași făgăduințe. Versetul 10, căci el aștepta cetatea care are temelii tari, al cărui meșter și ziditor este Dumnezeu. Aceste așteptări i-au făcut capabil să trăiască cum au trăit pe pământ, să ducă un fel de viață ca și acela pe care l-au exprimat în mod public în societate. Au refuzat izbăvirea care le se dădea, au refuzat dreptul de fiul al fiicei lui Faraon, au refuzat bogăția, au refuzat păcate, plăcerile aduse prin păcat. Le-au refuzat pentru că așteptau ceva. Așteptau o cetate al cărui meșter și ziditor este Dumnezeu. Dragi frați și surori care am pornit în acest concurs, știți că mulți aleargă, dar nu toți capătă premiul. Știți că nu toți vor câștiga cununa. Eu mă lupt, zice Apostolul Pavel, și mă port aspru cu mine însumi, pentru că nu vreau, după ce am predicat altora, eu să fiu lepădat, eu să pierd premiul alergării.
Și la sfârșit îi spune lui Dumnezeu: să știi că am alergat bine și mi-am isprăvit credința. Cum aștept să primesc premiul și coroana? Nu poți să alergi așa decât dacă ai aceste așteptări. Zice în Evrei în capitolul 13, versetul 14. Căci noi n-avem aici o cetate stătătoare, ci suntem în căutarea celei viitoare. Când sunt ispitit, când sunt nedreptățit, când sunt provocat, când în fața mea stau oferte irezistibile, ce șansă am eu să trăiesc așa încât să uimesc lumea lui Dumnezeu prin alegerile mele? Biblia spune că lumea lui Dumnezeu, îngerii, sunt uimiți de înțelepciunea lui Dumnezeu pe care o desfășoară în biserică. Biblia spune că în biserică Hristos va fi privit cu uimire. De toți îngerii se vor uita cu uimire la ce a realizat Dumnezeu. Ce șanse am eu decât dacă tot timpul trăiesc cu această așteptare? E frumos în lume. Sunt împlinire în societatea de astăzi. Există bucurii pe care le poate aduce pământul acesta. Dar eu tânjesc după o patrie cerească. Avram, ce-ți lipsește de cauți altă țară? Ai bogăție. Ai peste 300 de slujitori. Ai tot ce trebuie pe pământ. Ce cauți? Aștept o patrie mai bună. Aștept o cetate pregătită de Dumnezeu. Înăuntrul inimii mele sunt așteptări pe care nu mi le poate împlini nimeni pe pământul acesta. Recent, ieri, plecase sora mea din familie. Fusese plecată în sănătate, a fost în țară puțin în concediu și a plecat din nou. Îmi tot zicea cât de bine este acolo, cât de bine o duc și ce fericit sunt. Dar ieri când ne-am despărțit, am văzut că începe să plângă. Și am zis: de ce plângi? Dacă mergi la mai bine, dacă mergi de la rău la bine și la frumos, de ce plângi? Mi-a zis: să știi că totuși aici e mai fain. Doar că aici e greu. Adică acolo e rău că n-ai părinții, n-ai frații. Aici e rău că n-ai banii. Alte ori e rău că sunt bolnavi, alte ori e rău că, fiind credincioși, ești nedreptățit. Tot timpul, în inima celui care caută împărăția lui Dumnezeu, există această așteptare și acest dor după Dumnezeu. Mi se topește trupul și oasele și carnea mea suspină de dor după curțile tale, zicea psalmistul. Mă topește și tânjesc de dor după ceruri. Așteptăm o societate și o lume așezată așa cum a gândit Dumnezeu de la început, în care toate dorurile noastre își vor găsi împlinirea. Doar cine se hrănește des cu aceste speranțe și năzuințe are șansa să reziste în fața ispitelor și provocărilor veacului nostru. Moise, cum reușești tu să nu te dedai plăcerilor păcatului? Mi-am ațintit privirile spre răsplătire. Cum reușiți voi care ați fost închiși și cărora vi s-a propus eliberarea, ca și cei trei tineri în Babilon, să refuzați eliberarea și să acceptați cuptorul cu foc? Privim dincolo de cuptorul acesta, la o cetate pregătită de Dumnezeu. Toți aceștia n-au primit ce le fusese făgăduit, pentru că Dumnezeu avea în vedere ceva mai bun pentru noi, să n-ajungă ei la desăvârșire înaintea noastră. Toți ne așteaptă, parcă îi vedem încolonați și așteaptă: Doamne, oare cât mai zăbovește răzbun sângele nostru? Mai stați puțin, mai trebuie să se împlinească numărul tovarășilor voștri care vor suferi ca și voi. Mai este nevoie de oameni care să plătească sânge de martir. Și asta este vremea pe care o așteptăm. Se ridică o fiară din adânc, o fiară puternică. Nu vă mirați că Uniunea Europeană s-a ridicat pe granițele vechiului Imperiu Roman. Prinde din nou forțe și puteri. Se ridică Rusia. Vedeți statul islamic, trăim vremuri profetice.
Sunt timpuri unice, viața este cu sens unic, nu ne mai întoarcem niciodată în istorie, nu au fost așa de încărcate de evenimente istoria. Și totuși, în vremea asta, avem așa de multe oferte, cu ce ochi priviți? Numai cine așteaptă cu toată inima împărăția lui Dumnezeu și cetatea pe care a promis-o Dumnezeu și își așează și zilnic își aruncă speranțele spre această lume a lui Dumnezeu, poate să mai trăiască lumea aceasta ca un om pe care lumea nu-l merită. Altfel te dai cu lumea, te compromiți, accepți compromisurile și una după alta vezi cum viața se duce, să știți. Eram odată la o nuntă în Austria și la masă îmi spunea o familie acolo și am fost surprins de sinceritatea lor. Zice, când ne-am venit din România eram pocăiți așa ca voi. Dar am acceptat mai întâi pantalonul. După aia nu mai purtăm batic. După aia verigheta. După aia așa, așa. Și recunosc acum, când mă duc în țară întotdeauna, recunosc că suntem departe de pocăință. Am lărgit calea, ne-am depărtat de Dumnezeu. Dragii mei, compromisurile sunt așa de ușor de făcut. Dar unul după altul, acceptate lucrurile, spunea Billy Graham, acest predicator celebru. Există astăzi, la un moment dat, spre bătrânețe, zicea el, în viața mea lucruri pe care acum 20 de ani nu le acceptam cu niciun preț. Dar le-am acceptat ușor, așa, frumos, am deschis poarta puțin. Dacă deschizi ușa păcatului, zicea domnului Cain, să știi că dorința lui se va ține după tine. Să știi că vei fi prins într-o cursă. Cum ziceam, numai cine a făcut un legământ puternic, o hotărâre ca și Daniel să nu se spurce, ca și Iov altădată un jurământ, ca și psalmistul Ezra, psalmul 119, jur și mă voi ținea de jurământ că voi păzi legile tale cele drepte. Numai cine își aruncă zilnic și mereu speranțele spre cetatea aceea pregătită de Dumnezeu, care încearcă să se învioreze cu speranțele acelei lumi, mare șansă să trăiască așa cum au trăit sfinții. Ce avem de făcut? Priviți la norul acesta de martori. Am dat câteva exemple din istoria aceasta biblică. E încărcată Biblia de viața sfinților. Priviți spre ei, luați-i de model și trăiți cum au trăit ei, pentru că în vremea aceasta să se mai ridice oameni pe care lumea nu-i merită, oameni pe care Dumnezeu să-i laude, oameni care să strălucească ca lumini în lume, în vremea aceasta în care am intrat, în societatea în care suntem, între câini, între scorpi, între năpârci, între porci și câini, cum zicea, numea Mântuitorul în Evanghelia după Matei, să fim oameni după inima lui Dumnezeu, să fim oameni scumpi, ăștia-i caută Dumnezeu în adunări. Oameni care nu vor să se compromite, oameni care țin calea Domnului. Îl cunosc pe Avram. Știu ce în este Avram. Știu ce caracter are Avram. Știu că el va porunci copilul să-i se urmeze calea Domnului. Să dea Domnul. Toți cei care au încheiat legământ cu Domnul. Să țină calea Domnului. Și nu numai ei, toți cei care suntem prezenți aici. Să răbdăm până la sfârșit și să păzim până la sfârșit lucrările Domnului ca să primim dreptul să intrăm pe porți. În cetate. Amin.